Auzi, Clau? Da, viu. Știi ce mă gândeam? Eu cred că emisiunea de astăzi nu o mai facem pentru că n-am făcut 30.000 de abonați și Da? eu oricum am determinat mai multe chestii de tricotat și am zis fetelor că dacă nu fac 30.000 de abonați, nu mai intrăm în emisiune. Păi și ce să facă? Eu am apăsat, suntem live, viu. Eu m-am aranjat degeaba? Păi le spunem acum că nu mai facem emisiune. Că eu sunt supărată. Ah. 29.600 de abonați. Eu cred că nici fetele nu vor mai emisiune, că ia uite, nu avem comentarii deloc. Da. Da. Ei, da, cred că le anunțăm acum. Uite că se Da, tu loghează. te bazi acolo, da. Hai că le anunț eu. Da. Fetelor, pentru că nu vreți nici voi și văd că, uite, Vio este supărată, ce rost are să facem emisiunea asta, comentarii nu sunt, nu se încarcă, mă, niciun comentariu, cred că nici nu suntem în direct. Da. Da, nu știu. Unde or fi fetele astea, mă? Unde or fi, mă? Bună seara, fetelor! Bună seara, bună seara, fetelor. Vreți? V-am făcut-o! V-am făcut-o sau nu v-am făcut-o? Cred că săracele se uitau și spuneau, cred că astea nu-și dau seama că sunt în direct. Ne dăm noi seama. Bună seara, bună seara, doamne frumoase, talentate! Că Am mai vrut ce să vă facem așa, am vrut să vă facem așa o fentă, zic, haide să jucăm puțin teatru. Uite, măi, Vio, ne urmăresc fetele și încă de la 18-20 au intrat pe canalele noastre. Ia fi atentă ce mesaj frumos avem de la Natalia. Îl citesc eu și îl și hai, afișez. citește. Da, citește. Bună seara, sunt Natalia, am 12 ani și îmi place foarte mult să tricotez și să croșetez și mai ales îmi place să mă uit la această emisiune în fiecare seară de aici, din Germania. Au, scuze. Am scos eu din greșeală. Păi cum, mă, Vio, când ne așteaptă, uite, și copilașii noi să nu intrăm în direct, ne așteaptă toate doamnele nerăbdătoare, ne bubuie telefoanele cu mesaje, când intrați, când intrați. După Da, ce v-am făcut. că toată ziua le-am răspuns în mesaje private că fetelor lăsați-mă că am de pregătit pentru emisiune, știi? Și acum Vio Dar să nu știi că ai mai jucat foarte bine. Ai fi o da? actriță bună. Da, Păi, eu mie îmi venea să râd, nu ca să sunt deja. Păi tu crezi că e ușor, tu știi, e ușor să filmezi pe cameră, mai ales când ești și supărat și trist și știi că ai de filmat un tutorial pe care îl așteaptă toată lumea. Mai ai tu chef? De unde? Știi cum e? Era o vorbă, o glumă, că mi-adun toți neuronii grămăjoare acolo și dau bătaie, ce să fac? Hai că îmi Bună las. seara, Florentina! Bună seara, Alexandra frumos! Ia uite ce ne scrie, mă duc să pregătesc cafeluța de seară. Foarte bine, așa să faci. Angela, da, v-am promis că o să fac un hanorac croșetat și mă țin de promisiune, chiar o să fac, da. Ela, bună seara, fetelor, îmi suntem dragi, mulțumim frumos. Cristina, bună seara, foarte Sunt multe foarte fete. multe mesaje, Claudiu, Doamne, domnișoare! nu o să reușești să le citești. Sunt Emilia, bună seara! Haide că afișez așa repede. Nelly, bună seara! Luminița, bună seara! Am sosit! Bine ai venit! seara! Nelly! Așa. Hai, Eugenia! poate săptămâna viitoare, poate. Hai, abonați-vă. Vă mulțumesc fetelor celor care mi-ați scris că s-au abonat și soții și copiii și vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet, dar tot mai trebuie. Tot mai trebuie, tot mai trebuie. Cu Da. siguranță săptămâna viitoare petrecem. Am eu așa un feeling, da? Așa am un chef de petrecere, nu mai pot cu toată nebunia asta cu pandemia. Vreau să petrec. Uite, vă spun și exact cât sunt acum. 29.603 persoane. Deci, totuși s-au abonat ceva săptămâna asta. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și suport. Hai, Claudia, zi-mi ce ai făcut tu săptămâna asta, că fetele cam știu ce am făcut eu, adică nimic, dar mă rog, hai zi tu. Păi eu ce am făcut? Am filmat și am continuat seria 100 de modele de croșetat și Da, am văzut, știm, am știm. publicat un model superb. Îl ador, o să pun și acum poza pe ecran. Modelul 43 din seria 100 de modele de croșetat și vreau să vă spun că pentru această mostră am folosit bumbacul Bella de la Alize și o croșetă de 2,5 mm. Am omis să spun în tutorial și vă anunț aici.
merge și cu Diva, merge cu orice fir de vară, da, de primăvară. Claudia, te întrerup doar o secundă, vreau să le reamintesc fetelor că firul Bella nu se mai produce, pentru că chiar astăzi m-au întrebat de el pe Facebook și o să urmeze să apară un alt fir înlocuitor, da? Dar să nu, o să găsim altceva, da? Ca să știți că Bella merge foarte bine, Vio merge foarte bine și cu Diva. Eu nu am avut verde Diva, cu Diva vreau să lucrez. Dar spune-mi tu, din stocul de anul trecut de Bella, nu mai ai niciun fir? Că, după au rămas, cred că, patru culori, doar atât. Doar atât. Bun, să le postez, pentru că pe mine, după ce public tutorialele astea, mă întreabă foarte multe fete în privat și măcar să le trimit către tine. Ia uitați cât de frumos se vede acest model pe negru. Vai, foarte mult. E super. Da. Da, îmi place foarte, foarte mult. Așa, deci odată am publicat modelul 43, mi-am notat eu aici, din seria 100 de modele de croșetat și am terminat fața la bluzița Primavera, bluzița care este în spatele meu. Mi-aduce aminte de Italia, așa, când mergem în Italia. Când mergem, peste 10 ani mergem. Aoleu. Da. Prea curând nu mergem. Iau, da. De ce ne zice Vicica că e la ziua unui copil și totuși ne urmărește. Foarte bine. Da, și din Germania. Da, da, vă da. Salutăm cu drag. Hai să mai citim înainte să le arăt la fete. Hai să, da. Să le salutăm. Mihaela, bună seara. Alina, bună seara. 3-2-1 acțiune. S-au obișnuit doamnele cu ce facem noi. Avem acțiune azi multă. Avem acțiune multă. Și le-am spus și la fete să-și ia agenda și pixul, că astăzi o să fie foarte multe informații utile. Foarte multe, da. Și Elena Sava ne scrie: bună fetelor, aștept cu nerăbdare ziua de vineri pentru a vă urmări. Apreciez tot ceea ce face și talentul vostru. Vă mulțumim din suflet. Bună seara, Gina. Mi-am pus un pahar de vin, tricotez la o rochiță cu volan și vă aștept cu mare drag. Eu azi cu apă și vroiam șampanie. Lasă Viu că bem săptămâna viitoare, bem săptămâna viitoare șampanie. Deci cine nu este abonat la canalul Violetei, bătăiță la funduleț, strângeți lăcrămioarele acolo. Auzi, având în vedere că ai văzut, noi ne uităm la statistici și din totalul de vizionări ne arată acolo 64% nu se abonează. Da, nu sunt abonați. Multe persoane Vio nu știu să facă, nici nu știu cum să numesc adresa aia de Gmail. Le reamintim că la tine pe canal ai prezentat și în cadrul emisiunii, dar ai și video separat scurt cum creăm o adresă de e-mail. Și nu vă ia de Gmail, nu vă ia mai mult de 5 minute. Exact, 5 minute să o faceți o adresă de Gmail. Ne scrie că ne așteaptă ca pâinea caldă. Ce poftă mi-ați făcut de o pâine caldă? Păi nu fac eu mâine și o pâine caldă. Nu mai zice, te rog frumos, nu mai zice. Da, nu mai zic. Ștefania Ion, bună seara, prezent. Violeta, bună seara, de ce? Violeta, ai picat în plasă, deci te-ai uitat la început când era Vio, când juca teatru, că ești supărată. Bună seara, da. Hănicuțe, nu o face și noi te înveselim, Vio, ne scrie Lucica Gheorghe. Mă înveselesc, eu stați liniștite. Da, nu fi supărată, Vio. Era doar așa o glumă ca să vă speriem un pic, să vă trecem așa și prin apă și prin foc și prin... De fapt, ăștia 30.000 reprezintă, adică nu e cine, așa să te simți tu că vezi și tu acolo cine. De fapt, câți oameni te urmăresc. Bună seara, Aura, Ioana Petrescu. Ia uite, ne întreabă, cum peste 10 ani ne ajungem în Italia? Ia, fii atentă. Păi, crede că se termină prea curând? Se termină prea curând cu toată cu virusul ăsta? Nu vedeți că noi trecem din val în val? Ce da. Să mai? Bună, Claudia, de la Crochet Your Life, este și ea. Bună. Cu că la muncă, ne scrie că la muncă. Bună, ți-ai băgat căștile în urechi? Ia, bună, ce ne-a... frumoasă, anunț important, anunț fals. Da. Ia uite cine a registrat și azi, nu, dar pe 26 mai sigur deschidem șampania. Da, pe 26 ani. Nu o șampanie, ci vreo 12. Da. De ziua lui Vio facem party, cum să nu? Paranghelie mare. Paranghelie. Uite, eu afișez fetelor să știți că noi citim toate comentariile și după ce se termină emisiunea, noi ne uităm. Eu mă uit pe canalul Violetei și Violeta se uită pe canalul meu. Da, toate reclamele să meargă. Da, chiar și cele care sunt de 2 minute, să știți.
Da. Mă întreabă Ana Camila ce fir este în puloverul meu. Este iarna, summer și am tutorial pentru acest. Da, este super, ți-am spus, îmi place foarte mult. Foarte doar mult. Că știți ce se întâmplă? Uite, din iarna summer poți să faci chestii din astea, el nu are ținută. E un da. Fir care e lălui, e lălui și merge doar. Dar pentru... mi-mi place, îmi place, da, îmi place genul ăsta. Da, doar pentru chestiile lui, că nu are ținută. În general, firele astea de primăvară care au în ele compoziție bumbac și alte amestecuri sunt mai moi așa, nu au ținută pentru torsade sau pentru nu știu ce. Da. Ce ne-ați făcut? Ce ne-ați făcut? Păcăleală! Bună seara, Gabriela! Eu fug după o croșetă să lucrez și eu cu voi vă pup și vă îmbrățișez. Păi, uite cum merge. Vine 1 aprilie, Claudia. Așa că suntem în temă. Suntem în temă. Vă mulțumim frumos pentru toate mesajele. Haideți să vă pun și eu un mic clip cu bluzița mea primavera care este în lucru, da? Da, hai, arată. Tu poți, 3, tu poți să tricotezi acolo. 3, 2, 1 și... Muzica, eu dansam pe aici. Da, este o muzică foarte frumoasă, așa. Uite, nebunătita Lauric din Italia, salutita. Și că suntem un balsam. Și eu, simt că sunt un balsam, dar uite că nu se abonează lumea și iarăși prin chiar. Până-le acolo. Le adun aici, le adun. Unde e? Am un pahar, uite, un cadou de la... O să-l umplu cu lacrimi. Umple. Da. Deci dați acolo subscribe, abonează-te pe canalul Violetei. Uite ce ne scrie Madalina. Fiecare viitoare să vezi că mă țin de cuvânt și chiar nu mai fac emisiuni. Îți dai seama, trebuie să vorbesc eu singură, nu-mi convine. Da, păi da. Madalina ne scrie, mâine este ziua nepoțelului meu, la mulți ani să fie sănătos și să își îndeplinească tot ce are în plan. Și ia uite, Vio, aici urmează partea pe care astupă-ți urechile. Am pregătit câteva savarine și amandine, așa ca la România, dar aici în Viena vă aștept cu drag, fetelor. Deci acum m-aș teleporta. Mai ales mie îmi plac savarinele foarte mult. Foarte, păi foarte. Ce să mai mâncăm savarine? Că uite, avem și pe dreapta și pe stânga. Avem savarine. Da, lasă că cine mi-a scris cineva ieri în live sau nu mai știu când am făcut eu live. Când am făcut Claudia live ieri, nu? Joi. Da. Joi. Am făcut pe Facebook în direct, acum a început Claudia cu cafeluța și m-a îmbiat și pe mine așa să mai țin și eu un live cu cafeluța. Și zic, hai să intru și eu, că tot a fost sărbătoare și așa, și mi-a scris cineva, mă, o viață avem, mă, fetelor, mă, nu vă mai atâta. Și chiar așa e, știi cum? Este o glumă care circulă pe TikTok, știi că, băi, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt inteligentă, băi, dacă aș mai fi și slabă, păi nici că n-aș mai vorbi cu voi, știi? E o glumă care circulă, nici că n-aș mai, aș sta cu nasul numai pe sus. Da. Vio, să nu uit. Astăzi este ziua de naștere a unei bune, bune prietene, Cristina Mihai. Să știi că este nelipsită vineri seara și vreau să spun, Cristina, în primul rând la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită, să te bucuri de Ioana, să te bucuri de soțul tău și tot ce îți propui să-ți ia, să știi cum, șnur și dă-i înainte cu jucăriile tale foarte prețioase. La mulți ani, să fii sănătoasă. Mă, fetelor, dar bluza asta, căutați tutorial, este. Da, mă, e superbă. Nu e lucrat circular, e cu pe bucăți. Nu știu de ce nu l-ați văzut, că este pe canal. Și în tutorial ești îmbrăcată cu bluzița asta? Da. Știi ce o să fac? O să încerc de săptămâna viitoare. Da. Și o să fac în fiecare săptămână, săptămâna cardiganilor, săptămâna bluză și o să distribui videoclipurile mai vechi. Pentru că văd că foarte multe fete
Nu știu, voi n-ați răscolit pe canal, așa n-ați fost curioasă să apăsați acolo pe numele de canal și să intrați să vedeți toate videoclipurile care sunt? Dacă ai multe, mai ai 300 și ceva, 400. Și ceva de tutoriale, păi bine. Da, cine te-a pus să faci atâtea? Exact, mai bine nu făceam, că era mai simplu. Câte ai? Două bluze, super! Super! Sunt foarte, Vio, sunt foarte multe doamne care s-au alăturat de când am început noi emisiunea. Și nu s-au uitat și în urmă, dar cu siguranță că se vor uita. Ei, câteodată și trecutul e bine de văzut. Citește comentariul tău. Da, l-am văzut. Violeta, e un look minunat în seara asta. Încerc măcar primăvara să o aduc în suflet, dacă nu ieși afară, că afară ninge. Măcar în casă să fie. Vedeți că mi-am pus și floricele aici. Da. Ce vreau eu să vă zic, hai să continui. Asta vă spuneam că în live-ul de ieri v-am spus că săptămâna asta am fost ocupată cu alte chestii și m-am scăpat acolo cu vorba că eu lucrez, fac și croitorie și în fine. Rochii de seară și vreau să vă arăt că m-ați rugat să vă arăt niște proiecte pe care le fac eu sau niște rochii pe care, la care mai lucrez. Din păcate eu nu pot să vi le arăt pentru că fiind exclusive și așa nu pot să vă prezint tot, dar ce pot vă arăt și cred că dacă ați fi răscolit pe canal, poate vedeați una dintre rochițele mele, dar dacă nu, nu e nicio problemă, vă arăt eu acum. O să vă pun un videoclip cu o rochie care îmi place mie foarte mult și care a fost unicat, lucrată pentru o domnișoară foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și vă las să vă delectați așa puțin și cu cealaltă parte a, sau cum se zice, cealaltă latura mea, da? Creativitatea în domeniul ăsta al croitoriei. 2, 1, dă-i bătaie! Dă-i o bătaie! Da, așa. Superbă. Da. Salut, nebunie, mai ales salut. De colteul. Da, și era pentru o domnișoară cu un bust foarte frumos așa. Din păcate nu m-a lăsat să filmez pe ea pentru că era și graviduță și a ales modelul ăsta, am ales împreună ca să nu să se vadă burtica, dar îi stătea superb. Deci arăta de vis și cu niște tocuri superbe, cu niște sandale, nu pot să vă redau, cu trenă, deci arăta foarte, foarte frumos. Și am lucrat o săptămână la această rochie, pentru că e foarte mult cusut de mână, toate straturile alea de voaluri și de... Dar s-a meritat. S-a meritat. Da, foarte frumoasă. Îmi place la nebunie. Să știi că eu în vară o să fiu nășică la botez. Oh. Așa. Și s-ar putea să vin la tine și să fiu clienta ta. Îmi place foarte mult. Momentan este pe genul meu, să spun așa. Pentru tine, da, poate că aș face. Momentan eu nu prea au comenzi în privat. Lucrez pentru... Da. Da. Lucrez pe contract acum, în acest moment. Da. Ce scrie Alina? Ce Cătălin Botezatu sau alții? Uite aici artă. Da, este Violet, este foarte talentată.
S-a muncit mult, da, îmi pare rău că nu pot să vă arăt ce am mai făcut, că... dar o să încerc așa câte o strop, o să mai caut prin arhivele mele ce pot să vă arăt. Și uite hai să facem un schimb, Claudia, acum de facem așa o mică rocadă. Știu că urma tu să spui de model, da. Dar eu totuși vreau să le arăt fetelor, că toți sunt așa în starea asta de fashion, să le arăt și videoclipul, că eu am avut la un moment dat o linie de produse, dar din păcate am închis site-ul respectiv. Să le arăt cum niște cadre din spatele camerelor și cum se întâmplă toată magia asta de poze, de... Până la acum. Îl pun acum, imediat. Așa. Eu mai citeam acum, eram atentă la comentarii, dar să vedeți și totul ce este în cadru, ca să știți, totul este cusut de mine. Adică de la hainele care o să le vedeți pe manechine până la hainele pe care o să le vedeți pe mine. Totul este cusut și brodat de mine. Hai să vedem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Așa, din culise, da? Fii atentă, am revăzut exact cum era viața noastră înainte. Mi-ai adus o stare așa de bine, deci vreau totul să se reîntoarcă. Acolo este lumea mea, îți dai seama, fotograf, eu sunt fotograf, mă, pac, 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 uai, ce mi-a plăcut, mi-a plăcut. Da, mie, tu știi că eu am revăzut aceste videoclipuri, au fost filmați acum 2-3 ani, cred că mai mult. Și am revăzut acum aceste videouri și m-a luat așa o nostalgie și mă gândeam cât de bine era, că aveam, nu știu, era. Și acum creiem și așa, dar parcă s-a schimbat puțin starea, s-a schimbat, da. Și da. Mă bucur, acum mă gândesc așa cu nostalgie plăcută la acele perioade și chiar mi-am deschis apetitul și uiteam foarte multe materiale, cred că ar trebui să mai cos și eu rochii de seară. Apropo, eu toate rochiile mele de seară de la 25 de ani încoace, cred că mi le-am făcut eu pentru toate evenimentele. Pentru toate evenimentele aproape, nu mi-am cumpărat niciodată rochie de seară. Da. Dacă ești talentată, uite ce, cred că te întreabă Aurelia, Vioța, ai făcut colțul tău? Ai zis tu că o să ne faci. Am terminat, mi-am făcut așa un colțișor unde mi-am aranjat puțin ca să-mi organizez gândurile și chiar mă gândeam să vă propun fetelor, doar că acum mi s-au schimbat planurile, vroiam duminica asta după amiază să vă invit la mine la o cafea și să facem un live din colțișorul meu și să vă arăt niște secrete. Doar că, din păcate, duminica acum a intervenit ceva și nu mai pot să fac chestia asta. Dar în timpul săptămânii, nu știu, voi ziua sunteți la birou și nici nu știu cum să fac. Chiar nu știu cum să fac. Sau s-o la... Am nevoie de lumină, că nu se vede dacă... Ia fi atentă. Eu am vorbit cu toate doamnele care mă urmăresc și le-am întrebat, pentru că am intrat luni la cafea, mi-a venit așa mie dintr-o dată. Îmi făceam cafeaua și zic, ia mă să intru și să o beau împreună cu doamnele care mă urmăresc în direct. Și le-am întrebat, la ce oră vă serviți cafeaua? 8:30, 9 cel târziu. Ai putea să intri într-o dimineață la 8:30 și să le arăți, pentru că sunt foarte multe doamne care atunci servesc cafeaua și pe urmă se duc la serviciu. Da, nu știu cum să procedez, pentru că aș vrea să le povestesc mai multe. Eu am un raft cu fire și aș vrea să le vorbesc despre fiecare proiect în parte și să le arăt cam cum îmi organizez eu și cum le testez și să le povestesc mai multe chestii așa. Și dimineața pe fugă aș vrea ceva pendelete așa. Eu aș lăsa-o pentru un weekend, sincer. Nu știu de ce. Ca să stăm așa, știi, liniștite, o oră jumătate și să vorbim. Inițial am zis că să filmez un espresso shot, dar mi-ar plăcea să comunicăm, știi? Nu să
vorbesc nu eu. Se compară. Nu se compară cu momentul în care tu ești în direct și poți să comunici, adică să vorbești, să întrebi, să ți se răspundă. Este alt sentiment, îți dă o stare de bine. Măi, noi nu mai socializăm deloc, stăm în casă, acum vor să ne închidă și mai devreme în casă. Păi și ce să facem? Înnebunim? Uite, mi-au scris multe doamne, apropo de chestia asta cu băutul cafelei împreună. Deci mi-au scris multe doamne că este o idee nemaipomenită, pentru că ele în momentul ăla se uită unde cresc, ori pe canalul tău, ori pe canalul meu, simți mă nevoia să socializezi, simți nevoia să schimbi o vorbă, să vorbești, să... Mai ales că avem aceleași interese, avem aceleași preferințe, aceeași hobby și normal că mai împărtășești. Uite, chiar îmi spunea cine, chiar Lucia Soare, pe care o cunoști din America, doamna din America, îmi scria la un moment dat, printre primele mesaje ale ei, când am început noi să vorbim pe e-mail, că eu, din păcate, zice că în jurul meu nu prea am în rude prieteni care să tricoteze, să croșeteze și mi-ar face plăcere să vorbesc cu cineva care face asta, da. Se simte nevoia de comunicare, da, să știi că foarte... Ia uite ce scrie Adina. M-am trezit de vreme, mi-am pus telefonul pe speaker și am croșetat ascultându-te pe tine, Violet. Mă bucur, da. Uite și Oana, ce frumoasă este Violet. Vreau și eu una, așa anul acesta voi fi nașă. Oana, te rog frumos, stai la coadă. Te rog frumos, da? Da. Deci a zis că mă servește prima dată pe mine. Da, nu știu, să vedem cu timpul. Acum, eu rochile astea care le-am făcut, acum fac în serie, dar când le făceam pe comandă individuale, păi luam comenzile cu o lună, două înainte, pentru că până găsești materialul potrivit, durează foarte mult. Deci eu am alergat după auriu ăla vreo două săptămâni, adică e un proces foarte, nu se face într-o zi, două. Uite, doamnelor, le-a plăcut foarte, foarte mult. Uite, mă bucur, mă bucur că v-a plăcut. Nu am cuvinte, da? Felicitări. Hai să trecem la oile noastre, la microfibrele noastre, Claudia. Laura, te pup. O secundă. Laura, te pup. Este între programări și se uită la noi. Te pup, te pup, te pup. Bună, Laura. Așa. La ce să trebuie eu, că eu nu mai știu ce Claudia, tu mai faci o bluziță, nu? Nu, fac o vestuță. Așa, da, o vestuță, scuze, da. Fac o vestuță foarte, foarte frumoasă și sunt atât de încântată, atât de surprinsă că mi-a ieșit la perfecție din prima. Deci nu am deșirat, din prima. Și se numește vestuță Genie, pentru că această vestuță a fost cerută foarte mult de prietena noastră, Gina Stoian. Gina, te pup! Aceasta este vestuța, săptămâna viitoare este gata. Pun videoclipul, da? De Gina Gogoșica. Gina Gogoșica. Gina Gogoșica este acum la serviciu și nu poate să facă gogoșele. Foarte bine, foarte bine. Hai, foarte drum. Bine. 3, 2, 1, 1 și... Deci este atât de frumos. Fetelor, vă spun așa. Acum, cât mai este Lana Goldfine, toate culorile, luați-vă. Pentru că în momentul în care o să apară tutorialul acesta al Claudiei, o să dispară toate din start. Așa că acum comandați-vă Lana Goldfine. Ați văzut că Claudia v-a spus acolo că vă intră două geme. Doar două pentru geme mărimea S, pentru mărimea S.
Pentru mărimea M, estimez, ar trebui să-și ia 3, iar pentru mărimea L, ar trebui 4. Chiar dacă rămâne și face o bentiță, pentru că urmează tutorial cu o bentiță care să se asorteze cu aceste torsade. Super! Deci dar tutorialul... Atât de superbă că eu abia aștept tutorialul și îmi fac una până la genunchi, să știi. Ar merge și așa. M-am gândit și la această variantă. Deci este vestuța mea preferată. Nu vine să cred că mi-a ieșit exact așa cum am visat. Vreau să-și citesc un comentariu. Lenuta Ștefan. Bună seara, fetelor! Are cineva o rețetă pentru dependența de Vio și Clau? I-am disperat pe ei mei băieți. Păi nu e problemă. Băieții noastre sunt majori? E bine. Nu există rețetă. Noi suntem rețeta. Noi suntem rețeta pentru depresie, zile triste, nu știu, lipsă de chef, lipsă de idei. Deci noi suntem rețeta pentru tot. Așa. Tu ai o întrebare de la Elena Sava. Cu ce fir și ce cod are culoarea cu care tricotai la începutul live-ului? Nu spun. Este un proiect la care lucrez, este pentru cutia lunii aprilie. Aha. Și o să aflați în aprilie, este un proiect, nu pot, o să vă arăt doar așa. E un pic. E ceva foarte interesant. Eu știu. Claudia știe că l-a văzut. Dar nu o să aflați. Da, Mirela Moldoveanu întreabă tutorial. Da, săptămâna viitoare o să apară tutorialul. Deci dacă vreți să o lucrați, comandați firele dacă nu le aveți. Ați văzut? Da, acum cât sunt toate culori, aproape toate culorile, 90% sunt pe stoc. Dar săptămâna pentru mărimea S, două bobine. Le am pe aici pe undeva, nu mai contează. Deci pentru mărimea S, două bobine, pentru M, trei bobine, pentru L, patru. Chiar dacă e să rămână ceva, vă faceți o bentiță. Sau dacă vreți să faceți și bentița, că o să apară tutorialul, nu săptămâna viitoare, cealaltă, luați o bobină în plus. Da, uite, și încă o mențiune că firele de iarnă, gata, nu se mai fabrică și nu se știe dacă anumite coduri o să apară în toamnă sau nu. Așa că voi dacă ați luat o anumită cantitate și credeți că nu va ajunge, acum este momentul să comandați să vă completați. Pentru că nu se știe. Acum e o perioadă din asta așa nebună. Chiar acum vorbeam cu Claudia că eu am comandat niște fire vreo 15 culori, au venit doar 4. Da. Asta. O să fie o mare criză de fire, de materiale. Vreau să o salutăm pe Florica Maxim încă o dată pentru că te adorăm. Da. Ia uite ce îmi scrie și Laura. Laura n-a intrat în programări? Dacă știam că așa, ai așa ceva pe croșetă, nu mă mai apucam de vestă săptămâna trecută. Păi să știi că n-am avut timp să vorbim. N-am avut timp. Ai și tu o întrebare, Claudia, o postez eu acum. Da. Uite, de la citește-o tu. Vreau să întreb, fac un batic croșetat din bumbac mercerizat. Cum credeți? Ce să cred? Depinde ce bumbac folosiți mercerizat, să fie ceva mai subțirel, gen mis. Că dacă folosiți, să zicem, bahar, ăla este mai grosuț și nu e în regulă. Te întreabă Mirela dacă tutorialul urmează. L-am citit, i-am răspuns, da. Urmează, da. Nu știu că sunt așa de multe comentarii că eu m-am pierdut deja. Mirela Nistor, torsade croșetate. Păi voi aveți idee cât m-am chinuit eu să iasă aceste torsade exact așa cum am vrut eu. Am vrut să imit, am văzut multe vestuțe. Are ochi fetele noastre. Fetele noastre cu ochi. Da? Da. Am văzut cu firul ăsta, cu lana gold. Am zis bine, fain. Am văzut veste tricotate și eu am vrut să existe pentru fetele care croșetează varianta de vestă croșetată. Și am imitat, ați văzut la perfecție lucrul tricotat, inclusiv prin marginea aceasta. Da? Deci mi-e drag de ea, mă, îmi vine să o pup. Sunt mândră de mine, mi-au murit lăudători. Claudia anul ăsta are așa de multe idei originale, că vă spun sincer că eu când văd câte idei are și când văd cum arată schemele ei, i-am și zis astăzi că eu nu mai inventez nimic, dă-mi te rog schema și iau eu frumos și croșetez direct de pe schema ta, că nu mai are sens. Deci eu, cum s-ar zice, mi-am depus săbile și nu mai fac nimic.
Da. Ne zice, ne omor, cred că mă apuc și de croșetat. Da, da. Da, și uite și Luminița încercă, ce n-ar da să facă și a torsa de croșetate. Da. Bună seara, bună seara, Elena. Te pupăm. Îmi place foarte mult faptul că sunteți și voi încântate. Da, suntem. Da, Lenuța ne scrie, voi sunteți formula magică de bună dispoziție. Ce mâncați? De pe ce planetă sunteți? Mâncăm, vă spun eu, fire, fire, da. Pâine, fire pe pâine. Ah, ce îmi place. Ciprian Panzariu este Andreea. Bună, Andreea. Bun. Bun, stai așa, stai așa, stai. Nu treci mai departe. Nu treci. Ceva. Stai puțin. Săptămâna trecută, de fapt nu numai în ediția trecută, tu în fiecare ediție deschizi apetitul și altor doamne pentru poezie. Și fii atentă, ce poezie mi-a trimis mie, tu nici măcar nu știi, Daniela Vatra. Sper că nu e cu Vatra, cred că Vatra. O cunoști și tu pe Daniela. Deci ne-a făcut o poezie pentru emisiune și o să o citesc. Aoleu, hai că nu mai pot, sunt curioasă. Așa, deci, poezia se numește Vise împletite. De vrei vineri fericite, deci de vrei vineri fericite, hai pe vise împletite. Vio Clau sunt primitoare, dau sfaturi folositoare. Fiecare ne învață care-i treaba despre ață. Croșetatul îi aparține făcând piciorușe fine. Din ață și cu croșeta, Clau deține rețeta. Despre andrele și fire, Vio știe cel mai bine și ne dă sfaturi utile cum să tricotăm mai bine. Bravo, Daniela! Felicitări! Nu pot să cred! Măi, ce mă bucur! Deci, eu am deja prima poezie pe care am făcut-o eu în data trecută sau acum două ediții, mi-am scris-o în agenda primită de la tine. Așa? Să mi-o trimis și pe asta, că o scriu și pe asta. Deci o scriu și pe asta. Am vrut să fie surpriză și pentru tine. Da, e super, ce-mi place, ce-mi place. Deci, cum a zis mama mea, noi trebuie să facem un imn al acestei emisiuni. Așa că primim sugestiile voastre de poezii pentru imn. O să le angajăm pe Smiley sau pe așa să ne facă linia melodică. Și facem, deschidem emisiunea asta cu un imn pe care o să-l cânteați cu mâna pe inimă și în picioare. Te pup, te pupăm, Adina Dedu, să știi că Adina scrie că o uimesc, să știi că tu mă uimești pe mine. Tu mă uimești pe mine, o uimești și pe Vio. I-am povestit despre tine și da. neapărat într-o emisiune trebuie să știe și alte fete ce poveste fantastică. Exact, ce poveste fantastică ai. Și Florica ne scrie, îmi spune că am o bluză frumoasă și nu o arăt. Arată-ne. Așa este. Așa. Bluzița aceasta are două fețe. Dacă vreți să fiți decente, purtați această față. Și dacă vreți să fiți mai puțin decente, eu nu puteam acum să vin în fața dumneavoastră, purtați fața cealaltă. Deci eu abia aștept Claudia să-mi facă o schemă scrisă. Eu mi-o fac cu siguranță. Deci bluza ei, de când am văzut-o, am zis că nu pot să cred. Da. Bravo, Daniela, da, păi sigur. Așa. Ia uite, deja fetele se oferă să ne facă imnul. Hai, vă rugăm, adresa emisiunii Vise împletite cu Vio și Clau @gmail.com. Vă așteptăm cu drag cu poezii și sugestii pentru imn. Păi da, uite ce ne scrie. Avem studio acasă, lucrez muzică alături de soțul meu. Super, super, super. Gata, ia uite. Uite ce oameni talentați avem noi aici pe în grup. Da, Alina, așa este. Și că cred că de la emisiunea asta devenim și poete. Sunteți o mare de inspirație. Important, poete și nu poiată. Poiată. Dacă e poete, e bine. De poiată hai că am râs. Am început cu râs, o să și terminăm cu... Nu, am început cu plâns, după aia trecem la râs, acum trecem iar la plâns, că trecem la partea tehnică și cine nu e atent ia bătăiță. După aia iară mai avem o parte de râs, iară plâns, deci vă ținem așa numai, du-te vino. Da. Deci să înțeleg că trecem la teorie, da? Da, trecem la teorie, am primit foarte multe întrebări, cum să lucrezi mâine, ca că n-am andrele nu știu de care, că nu știu să fac, că e strâmt, că e îngust, că și așa mai departe. Și vreau să le amintesc fetelor de un video mai vechi de-al meu de pe canal, dar pentru că sunt foarte multe abonate noi, trebuie să vadă și ele. Metoda Magic Loop, de care vă spun de multe ori, în momentul în care mă întrebați cum să lucrez o căciulă cu andrele,
circulare. Cum să lucrez o mâine, că cu andrele circulare, că lesa e mai lungă, că andreaua e mai scurtă, că e mai câș, că e mai nu știu ce. Uite, o să vă inserez eu acum un filmuleț foarte scurt, scurt, clar și cuprinzător, ca să nu mă mai întrebați, cu toate că videoclipul e mai vechi pe canal, dar pentru reamintire, pentru că repetiția este mama tuturor, vă inserez acest video. Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Da, ce interesant! Da, deci chiar trage, super! Da, tragi de lesă și ați văzut că în videoclip eu am andrele cu lesă scurtă și cu toate astea, chiar dacă ai andrele cu lesă scurtă, nu este suficient. Trebuie oricum să tragi de lesa aia și să lași andreaua din dreapta, din mâna cu care lucrezi, să fie mobilă, da? Să fie mobilă. Și atunci vă rog să revedeți acest video. Este la mine pe canal, se numește metoda Magic Loop, se scrie Magic L-O-O-P. Asta este metoda și nu pot să o denumesc altfel. Și să învățați să lucrați așa și o să vedeți că o să vă meargă lucru mult mai ușor. Și ce să faci? Să postez pe pagina ta linkul către tutorial, că dacă este un tutorial mai vechi, da? Sau, da, o să reiau și o să repostez niște videoclipuri mai vechi, pentru că văd că tot vin foarte multe întrebări și eu am răspunsuri deja pe canal. Da, sunt foarte multe doamne noi. Uite ce ne scrie Violeta Iordan. Ați avut o idee foarte bună cu cărțile. Chiar am cumpărat cartea Doamna dispărută și am citit acum când a fost sărbătoare. Super, super! A, și uite, vreau să le arăt la fete că pe mine când mă apucă ceva, păi mă ține. Te ține. Și dacă tot am început cu cărțile, că m-am lipsit de la Claudia, că ea tot citește, zic, mă, și eu înainte citeam foarte mult, o carte pe săptămână. Acum, din 2020, nu știu de ce m-am prostit la cap, și am intrat în februarie de a cumpăra cărți. Și l-am descoperit cărțile preotului Constantin Necula, cred că l-ați văzut pe YouTube. Deci este un preot care e cu picioarele pe pământ și cumva aduce religia la nivelul la care suntem noi acum. Sau pe înțelesul și în vremurile în care trăim, da? E cumva un preot realist care încearcă să îmbine viața modernă cu religia. Și am luat mai multe cărți de ale lui și vă spun de ce am luat mai multe cărți de ale lui. Nu că sunt eu mare fan, ci pur și simplu ca să-l susțin. Da, am luat 4 cărți. Ca să-l susțin. Sunt foarte ieftine, sunt în jur de 10-15 lei. Dar pentru că îmi place de el, îmi place ceea ce face el pe YouTube și nu doar pe YouTube, că omul normal e un preot cu rang mare, doar ca să-l susțin. Așa cum o faceți voi prin comandarea cutiilor lunii aprilie, m-am gândit și eu să, la rândul meu, de ce nu să-l... Și normal că o să le citesc, că nu am cum le-am luat, o să le citesc, că sunt foarte curioasă. Dacă în scris e la fel de amuzant ca în... Da, stai, arată-ne câte una, așa, arată-ne și nouă. Da. Uitați-vă, Gânduri și Miride. Așa. Nu știu încă să vă spun nimic despre ele, pentru că abia le-am primit, dar văd că scrie pe spate... durere și bucurie deopotrivă, așa, nu, vorbește despre el. Această carte se adresează deopotrivă rațiunii și sufletului, da? Așa, el, am văzut-o că a recomandat-o el într-unul din videoclip. Căutați pe YouTube Părintele Constantin Necula și o să vedeți câteva filmulețe cu el și vă spun că o să vă îndrăgostiți. După aia, cum să ieșim din mediocritate. Sper cartea asta să mă scoată și pe mine de aici.
Deci e clar că pentru un creștin soluția și răspunsul la încercarea lui de a izbăvi mediocritatea din el sunt întâlnirea cu Hristos. Așa. Mai am aici anatomia sufletului și asta m-a făcut foarte curioasă, da? Că nu există moment în viața noastră în care vreunul din organele noastre să funcționeze perfect. Ce bine spus. Ce bine spus. Da. Da. Așa. Și mai am citește-le că vreau să ajungă și la mine. Da. Și mai am aici porțile cerului, nu știu despre ce e vorba aici, dar v-am spus, eu le-am cumpărat ca să-l susțin pentru că îmi place foarte mult ce cum gândește și cum încearcă să coopteze tinerii. Îmi place că este o persoană care într-adevăr și-a asumat că are de făcut ceva și se adresează tinerilor, pentru că în general preoții sunt obișnuiți să se adreseze persoanelor mai în vârstă, pentru că la o anumită vârstă începi să-ți dai seama de anumite lucruri și așa și uită de tineri, tineri care ei trebuie educați ca să ajungă undeva mai așa. Și printre altele, la aceeași editură am găsit această carte, Șosete tricotate de Harry Smarta, da, pentru că întotdeauna cât trăim învățăm și eram foarte curioasă să învăț noi modele de călcâi. Cum se lucrează călcâi la o șosetă. Și cum eu sunt adepta să susțin autorii și într-adevăr că probabil că aș fi găsit pe YouTube zeci de tutoriale și așa mai departe, dar eu cred că oamenii care muncesc în acest sens trebuie susținut măcar cât se poate. Merită, și la ce cost are nu contează și prefer să o am eu în librăria mea, așa și să o citesc când am timp, chiar o să răsfesc în acest weekend, pentru că șosetele astea de pe copertă îmi plac foarte mult. Mi-a atras atenția, da, mi-a atras atenția și de ce nu? De ce nu? Da? Sunt creatori de conținut care trebuie susținuți în toate modurile posibile și imposibile, da. Să mai citim din comentarii, Ioana, am întârziat la ora online, dar nu-i nimic, vă urmăresc eu în reloare, ce mai faceți, doamnele mele profesoare, dacă aș ști cât aștept eu ziua de vineri, ne bucurăm și noi o așteptăm. Uite eu. Ce ne spune și Florina. Și-a cumpărat Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Vezi? Super! Da, da, e o carte bună. Mie îmi place cel puțin. De fapt, Claudia, după ce le citiți cărțile, nu puteți să mi le trimiteți și în țări străine. Da? Să rezolvă. Da. Părintele Necula, ne scrie Carmen, este sibian de-al meu, știe foarte bine să-și atragă tinerii, mai ales vorbește pe înțelesul oricui. Îmi place foarte mult că știe să ajungă în mintea oricui. Super, m-ai făcut curioasă. Da, dar nu ți-am trimis ție link-ul, nu ți l-am dat, nu? Deci eu am ieri sau nu, zilele trecute, nu mai știu, m-am trezit într-o dimineață fără lipsă de chef și nu știu cum, am deschis YouTube-ul și am dat peste un videoclip de al lui. Mamă, deci m-a încărcat atât de pozitiv pentru toată ziua că nu mai. Știi cum le spune așa pe direct? De foarte. Te mai făcut curioasă, să știi că nu am urmărit. Este o persoană care în sfârșit atrage și mă uitam cât de plină e sala de la Cluj cu tineri care vin să-l asculte. Era plină sala. Plină sala. Înseamnă că are harul vorbirii, atrage, cum a spus și... Da, are harul vorbirii și nu degeaba l-are, probabil că de asta l-are, ca să fie să aducă un mesaj. Mihaela te întreabă unde poate comanda cărțile, la ce editură, unde le-ai comandat tu? De pe Libris.ro, sper că nu mă banează YouTube. Dar căutați cărți, le fac și reclamă și ce să-ți facă? Nu, pe Google, dacă căutați, o să găsiți. Eu cred că sunt mai multe librării care le comercializează, nu cred că au. Da, pe Google scrieți acolo titlul și sigur găsiți. Vio, fii atentă, eu săptămâna asta am primit, cred că 30-40 de întrebări. Da? Ce fire ar trebui să folosim la păturile pentru bebeluși și pentru copii? Și eu la fel. Deci a fost ceva cu firele astea, cu păturile, să înțeleg că urmează acum să... Știi ce a fost? A fost pandemie și acum avem toți bebeluși cu pandemie. Acum, 2020. Mămici, multe, bunicuțe, multe. Și eu recent nu am mai lucrat păturici, însă anul trecut am lucrat la greu. Și vreau să vă spun cu ce am lucrat eu, pentru că m-ați întrebat și să vi le arăt. Am făcut așa, un colaj frumos. Să iau și bannerul să se vadă mai bine. Am făcut anul trecut, cred că vreo 20 de păturici cu coton gold.
am combinat cotton gold-ul cu baticul și am folosit cel mai simplu model cu putință, pătratul bunicii sau granny square, însă pe margine am făcut o bordură foarte interesantă, am și tutorial la mine pe canal cu această bordură. Stați puțin să vă mai pun încă o poză. Deci mi-au plăcut mult aceste culori pentru fetițe și pentru băieței. Am folosit alcul bleu sau alcul verde, la unele nici măcar nu am mai reușit să fac poze. Așa, deci vă spuneam, modelul folosit, pătratul bunicii. Și uitați, am notat acolo cum să găsiți pe canalul meu tutorialul. Exact așa căutați. Cum transformați o pătură simplă cu ajutorul unei borduri de mare efect. Deci odată avem cotton gold și Vio, eu nu am lucrat încă, însă doamnele care m-au întrebat au spus că au lucrat și cu Baby Best. Mi l-am notat eu aici și spune dacă tu ai încercat Baby Baby Best încă anul trecut am făcut pături pentru copii cu andrelele și e foarte moale și așa și le-am zis și fetelor în live chiar săptămâna trecută. Dar uite, am uitat să o rog pe mama să mi-a trimită poze cu salopetă pentru nepoțel și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult și că e foarte moale și așa. Spuneai tu că i-a tricotat cu Baby Best, i-a tricotat salopeta. Da, Baby Best i-a tricotat salopeta și e foarte ok. Dar și cotton gold, deci avem pe fetelor, din păcate baticurile în prezent nu știu de ce nu se produc la nicio gamă, la Alize e foarte greu cu baticurile. Păi știi că eu am avut stoc de acum 2 ani de batic. Da. În schimb acum astea se combine roz deschis cu roz. Culorile puteți să mai ales la croșetă se poate fac 2 rânduri cu o culoare, 3 rânduri, nicio problemă. Uite, de exemplu la asta culoarea untului, da, eu i-am făcut un bleu așa pe margine. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi plac și astea simple și alea combinate, mi-au plăcut. Sunt multe variante, imaginație să aveți. Iar dacă nu aveți, urmăriți-ne pe noi că sigur vă dăm. Vă dăm de la noi și imaginație și tot ce vreți. Deci firul ăsta vreau să specific că este foarte bun chiar și pentru bebeluși. Nu are scame, nu are bumbac în compoziție. Este prietenos cu pielea și dacă tu spui că și Baby Best Vio. Ce am mai folosit eu la păturici, dar nu am poze, pentru că am lucrat, cred că sunt vreo 4 ani, Merino, așa. Da. Ce am mai folosit? Că tot am salvat aici poza. Uite, pătura lui Sophie, deci pentru copilași mai mari, păturica Softie. Am folosit Softie de la Alize și croșeta de 5 sau de 5,5 mm. Depinde cum lucrați, ce tensiune aveți. Vio, ai și tu poza aici să o pun? Da, am, și acum a apărut Softie varianta ombre. O vedeți că v-am explicat cum se lucrează o pătură. Am găsit poza, da. Aceasta, da? Un singur gem de ombre. Mi-a ieșit o pătură de 1,10 m pe 1,10 m. Momentan nu mai sunt pe stoc. Mai am câte un gem de și coral. Cred că este și albastru și așa. Dar urmează să vină. Am mai făcut comandă și alte culori. Sper să vină și alte culori. Și din câte știți, eu lucrez și la o cuvertură pentru dormitorul meu pe care o să fac aici. Da. Am imediat o pun. 4 gheme. Eu acum sunt la al treilea gem, lucrez al treilea gem și abia aștept să vă arăt să vedeți ce nebunie iese, ce nebunie. N-am mai apucat să filmez astăzi, să vă arăt în ce stadiu sunt cu ea, dar o să cred că vă arăt la final și credeți-mă că e ceva, da, și ține cald, și e pufos și e frumos și da. Vio, deci păturica asta este același fir cu... Da, e același fir, da. Da. El vine într-un degrad de lin, așa, foarte, foarte lin, da. Și la cuvertura asta tu ai zis că o să folosești 4 bobine, da? Am reținut bobine bine. Pentru dormitor mare, de 1,60 m x 2 m, da. A, și apropo de modelul pe care l-am folosit eu, că uite, mi l-am salvat aici, modelul pe care eu l-am folosit la păturicile astea simple, este, da, uitați-l ăsta, pătratul bunicii. Însă, vedeți, între grupurile de 3 piciorușe duble aveți acolo un ochi de lanț. Mie nu-mi place cum se așează și atunci croșetez 2 ochiuri de lanț. Deci puteți să faceți un print screen, însă rețineți faptul că între grupurile de 3 piciorușe duble nu aveți un ochi de lanț, ci 2. Credeți-mă pe cuvânt, este încercată, strânge. La unele doamne, știi că primeam mesaje că o ia în colț, că o ia în câșcă, nu știu ce, pentru că este acel ochi de lanț. Trebuie să aveți 2 ochiuri de lanț. Da. Și am mai salvat eu niște poze pentru, tot la fel, pentru bebeluși. Puteți să folosiți bumbac.
la fel un model simplu, ia uitați aici, bumbăcel, am și această păturică. Ce frumoasă e asta! Știi când am lucrat pătura asta? Anul trecut, când a început pandemia. Aici sunt în curte la mama mea și exact suntem în ce dată suntem azi? În 26 martie. Exact în perioada asta am început eu să lucrez la această păturică. Este absolut superbă și lucram în curte și uite pe jos acolo se văd frunzele de la vișinul meu. Frunzele, zi, florile. Deci în natură am lucrat această păturică. Anul trecut, când mi-ai zis tu la un moment dat să-ți trimit Bela de toate culorile, da, acolo, da, acolo este combinat bumbacul Bela mai multe culori. Și cine dorește are tutorial la mine pe canal cu pătrățelul acela, că este un pătrățel mai special. Ai o întrebare la care să răspunzi tu, Claudia? Eu aș dori niște informații despre apretat, ce se apretează și cum se face această operațiune. Păi depinde ce doriți să apretați. Eu apretez suporturile pentru care le pun pe masă, suportul pentru pahar, suportul pentru farfurie. Dacă am o față de masă, la fel apretez. Ai avut tu vii un magazin, un apret lichid, ăla este foarte bun, dar nu am poză să-i arăt doamnei acum. Nu l-am acum momentan. Da, deci sunt două variante, apret lichid și apret praf. Apretul ăla praf se face cu apă clocotită. Este foarte bun pentru că nu rămâne foarte apretat. Adică rămâne ceva așa, o tentă foarte finuță. Ce mai apretez eu? Semnele de carte le apretez. Am făcut când eram, cred că acum vreo 3 ani, o perdeluță mică și la fel am apretat-o. În rest nu prea apretez, adică îmbrăcămintea eu nu apretez. Ce ține de decorațiuni? Față de masă, suporturi? Da. Ne întreabă Ioana unde ne poate trimite poze. Păi pe Facebook, pe paginile noastre de Facebook. Da. Violete Happy Needles, pe pagina ei de Facebook și la mine tutoriale de croșetat și de tricotat. Da. Ia uite, se apucă lumea și de croșetat acum că te vede pe tine, trece de la tricotat la croșetat. Da. Foarte bine. Bine. Bun. Pentru ediția de astăzi, ca și gata, am terminat cu teoria. Teoria serioasă, puteți să lăsați agendele jos și pixurile și să luați în mâna dreaptă paharul de vin și în stânga mouse-ul sau invers. Așa. Sau invers, să vă așezați comod. Astăzi vrem să deschidem un subiect de discuție foarte interesant și mai exact o să vorbim despre noi, cele mai frumoase și cele mai deștepte femeile, da? Pentru că suntem gâtul și nu doar gâtul, de multe ori și picioarele și urechile și tot ce vrei și creierul și am pregătit un material interesant, tot vorbind cu Claudia despre câte reușite au putut să aibă anumite femei în viața asta. Și așa ne-a venit ideea asta să vă pregătim un material și să vă prezentăm povestea unei femei care a reușit practic să schimbe lumea și a fost prima femeie chirurg din istorie, da? Și o să vă arătăm, iar în continuare o să vorbim pe această temă mai multe detalii. Vă las acum un material pe care l-am pregătit și vă dorim vizionare plăcută și relaxare plăcută. Dr. James Berry s-a născut de fapt cu numele de Margaret Ann Bulke în jurul anului 1789 în Irlanda, într-o perioadă în care femeilor li se interzicea accesul la educație și cu siguranță nu li s-a permis să practice medicina. În adolescență se crede că Margaret a fost violată de unchiul său, a născut un copil care a fost crescut de mama ei. Margaret era interesată să studieze și să facă ceva dincolo de ceea ce era permis femeilor în acea perioadă. Când familia ei a ajuns să trăiască vremuri grele, Margaret s-a mutat împreună cu mama ei la Londra, unde Mary Ann avea un frate, James Berry, un academician regal și pictor. Cele două femei s-au întâlnit cu prietenii lui Berry, inclusiv cu generalul exilat Francisco de Miranda și alți prieteni din cercul acestuia. Aceștia au fost impresionați de tânăra Margaret, știind că inteligența ei o putea duce departe.
Ajuns într-un astfel de cerc de oameni, probabil aceste circumstanțe au jucat un rol major în elaborarea planului pentru ca Margaret să urmeze o educație și, în special, o carieră în medicină. Adevăratul James Berry a murit în 1806, lăsându-i surorii și nepoate suficienți bani pentru a le ajuta să-și urmeze planul. 3 ani mai târziu, Margaret Bulkey nu mai exista. Îmbrăcat într-un pardesiu care a fost purtat mereu, indiferent de vreme, pantofi înalți și o voce îngroșată, Margaret a renăscut acum ca James Berry, mutându-se la Edinburgh. Deja tânărul Berry s-a înscris la facultatea de medicină în 1809 și și-a modificat vârsta pentru a se potrivi cu aspectul său tânăr de băiețel. Zvonurile au început să apară, deoarece statura scundă a lui Berry, vocea înaltă, piele netedă, i-a făcut pe mulți să suspecteze că era doar un copil. Când lui Berry nu i s-a permis să se prezinte la examene pentru că bănuiau că este prea tânăr, a intervenit un lord din cercul lor de prieteni, cercul fratelui James Berry, adevăratului James Berry. Trebuie să ai relații, nu? Ca să fie acceptat undeva. Prin urmare, uite așa, Berry a primit o diplomă în medicină la vârsta de 22 de ani. S-a înrolat în armată ca asistent chirurg, unde încă o dată vârsta lui a fost pusă sub semnul întrebării, dar în cele din urmă i s-a permis să slujească. Berry și-a început cariera militară pe 6 iulie 1813 ca asistent de spital în armata britanică și a fost în curând promovat ca asistent chirurg personal, echivalent cu locotenent. Apoi a slujit în Cape Town, Africa de Sud, timp de 10 ani, unde s-a împrietenit cu guvernatorul, Lord Charles Somerset. Unii cred că Somerset știa secretul lui Berry, cei doi s-au apropiat, iar Berry s-a mutat în apartamentul lui. Au circulat zvonuri cu privire la natura relațiilor, bineînțeles. Unii afirmă că Somerset îl bătea pe Dr. Berry. A fost înființate comisii pentru a investiga scandalul, dar ambele părți au fost exonerate. Pentru a căpăta o personalitate masculină, Berry era cunoscut pentru temperamentul său ager și impulsiv. Pacienții, superiorii, capitanii armate erau destul de furioși pe el. Berry putea să arunce sticle cu medicamente și chiar a participat la un duel. Însă abilitățile sale medicale erau fără precedent. A fost un chirurg priceput și primul care a efectuat o operație cezariană, în urma căreia atât fătul cât și mama au supraviețuit. El a fost de asemenea dedicat reformei sociale, exprimându-se împotriva condițiilor sanitare și a gestionării necorespunzătoare a cazarmelor, închisorilor și azilurilor. În timpul șederii sale de 10 ani în Cape Town, a aranjat un sistem de apă mai bun și ca medic îi trata pe toți la fel, și săraci și bogați. În decursul anilor, Berry s-a mutat oriunde era nevoie de serviciul său, continuând să urce pe scara ierarhică. În 1857 a ajuns la gradul de inspector general, responsabil de spitale militare, echivalent cu generalul de brigadă. În această poziție el și-a continuat lupta pentru o igienizare adecvată și pentru îngrijire medicală adecvată atât pentru prizonieri și leproși, cât și pentru familiile acestora. Dr. James Berry a murit de dizenterie pe 25 iulie 1865. Se spune că pe patul de moarte cunoscuții așteptau să fie dezvăluit un secret. Existau suspiciuni. Ultima dorință a lui Berry a fost să fie îngropat în hainele în care a murit, fără ca trupul să fie spălat, dorință care nu a fost respectată. Când asistenta a dezbrăcat corpul pentru a-l pregăti pentru înmormântare, a descoperit două lucruri: anatomia feminină și vergeturile de la sarcină. Secretul a fost făcut public. Dr. James Berry este înmormântat în cimitirul Kensal Green, în nord-vestul Londrei. Un lucru rămâne sigur: era cu mult înaintea timpului său, atât ca medic cât și ca activist. Da, femeile au fost și rămân motorul schimbării. Vai, ce interesant! Ce poveste interesant! Ai făcut pe documentaristul, deci ce material frumos ai făcut! Felicitări! Da, am căutat foarte multe informații despre femeia asta, ghilimele bărbat, da. Și am realizat câte femei în istoria asta, câte femei au schimbat, ele au schimbat, într-adevăr că sunt și bărbați care s-au remarcat într-un anumit fel. Dar oricum, cred că și în spatele lor a stat o femeie, că da. Da, da. Și mă gândeam chiar așa, uite, la femei remarcabile care stau și mă gândesc că au suferit mult și au fost femei care, dacă mă uit așa, au fost singure, din ce am observat eu,
din, așa făcând o analiză a femeilor puternice din istorie, cum a fost Cleopatra, care da, avea mulți amanți, dar oricum era singură. Era regina Egiptului, cunoștea 9 limbi străine și a ajuns regina la doar 17 ani. Deci așa, avem regina Elizabeta, un alt exemplu care jos pălăria, Ioana d'Arc, Coco Chanel, nici nu mai zic, un pilon de referință al eleganței și a îndrăznelii și curajului. Ea a fost cea care a îmbrăcat femeile în pantaloni. Deci Coco Chanel a fost cea care le-a îmbrăcat în pantaloni. Indira Gandhi, care a salvat femeile din India și le-a dat mai multă libertate, pentru că erau practic sclavele bărbaților la un moment dat. Și nu putem să uităm de Margaret Thatcher, care a fost prima femeie prim-ministru din istorie. Cum s-ar zice, femeie cu tot ce trebuie, ca să nu zic cu cât. Da. Așa. Și altă femeie care prin feminitate a reușit să ne cucerească a fost prințesa Diana, care iarăși, da, prin feminitate și prin dragoste, pentru că ea practic, da, ea s-a remarcat prin afecțiunea pe care a arătat-o poporului simplu. Nimeni nu făcea asta din casa regală. Ea a fost cea care a ieșit în stradă și nu i-a fost frică să se ia în brațe cu oamenii de pe stradă. Da. Apropo, uite, eu am început să citesc, chiar dacă nu am terminat, am primit cartea aceasta, Însemnări zilnice, Regina Maria a României. Vă recomand să citiți, sunt 4 volume și o să aflați ceva, eu nu știam tot ce se povestește în cartea aceasta. Regina Maria a făcut multe pentru țara asta. Multe, multe, multe. La un moment dat se spunea Vio, la curtea regală există un singur bărbat și acela este Regina Maria. Da, da, da. Așa e, uite și Maria Montessori, da, dacă mai știți. Da, scrieți-ne. Scrieți, da, vă rugăm, da, într-adevăr. Într-adevăr, stăteam și mă uitam așa, analizând viața acestei femei, prin câte, vă dați seama, să stai să te ascunzi o viață întreagă, să nu fii tu, cum să zic, să nu ai posibilitatea să îmbraci o rochiță, să îmbraci așa tot timpul în pantaloni și în acel par de ce a făcut? Câte sacrificii doar pentru, dar de ce? Că îi plăcea profesia și ea vrea să se facă medic și altfel nu acceptau la școală. Și acum uite că universitățile sunt deschise și nu se duc tinerii. Și nu se duc. Și oamenii prin în anii 1800, prin câte trebuiau să treacă ca să ajungă la școală și acum îți dă ca la botul calului și tu degeaba. Preferi să nu te duci. Da. Da. Preferi să nu te întreabă, te întreabă poeta noastră, poeta care ne-a trimis da. Această poezie, da. Daniel te întreabă pentru păturica de bebeluși din veluto, 1,20 m pe 1,26 m gheme sunt suficiente? Păi eu cred că e foarte simplu. Plecați de la tutorialul meu cu perna. Eu am folosit 2 gheme și mi-au ieșit, hai să zicem, 80 pe 40 cm. Faceți calculul. Faceți calculul. Dacă mie mi-a intrat 2 gheme la 80 pe 40, că a ieșit 2 fețe de 40 pe 40. Deci are 80 pe 40. Faceți calculul, da, de acolo. Că m-a mai întrebat azi cineva că a comandat fire veluto pentru pernă și m-a întrebat câte ochiuri să pun. Păi zic, eu am crezut că ați comandat pentru că ați văzut tutorialul meu cu fața de pernă, nu... Da. Ana Aslan, da? Ana Aslan, să știți că face și acum, nu știu de ce, cred că s-a stricat rețeta, dar ea avea elixirul tinereții. Ana Aslan deținea elixirul tinereții și... Deținea, nu-l mai deține și au bătut alții în joc de da, elixirul. Nu, eu cred că era o formulă foarte bună și pur și simplu au secretizat-o, ca să nu... N-au făcut-o publică, au ascuns-o ca și... Ca să cumpărăm de la străini. Uite ce ne scrie Liliana. Bună seara, sunteți dragi, sunt pasionată de croșetat și tricotat. Când am nevoie de sfaturi, vă urmăresc pe YouTube și ne dă și o recomandare. Cum îți sunt gândurile, așa ți este viața? Starețul Tadel, dacă am citit bine, da? Mulțumim, da. Mulțumim frumos. Uite, și Lucica, foarte interesant, felicitări. Felicitări, Vio, da, chiar ne-ai oferit așa o documentare. Cred că ai muncit câteva ore pentru aceste minute și îți mulțumim pentru timpul tău. Păi azi am muncit câteva ore ca să fac filmulețul, dar eu citesc despre ea de vreo 2 săptămâni citesc despre. A trebuit să iau să cumva să o fac un rezumat foarte mic despre că poți să găsești, este o carte chiar scrisă doar despre ea, o carte întreagă. Da, Ecaterina Teodoroiu, da, și Ecaterina Teodoroiu, care din câte știu a condus un batalion de soldați, adică femeie.
Da, și Cristina, uite, ne scrie, da, într-adevăr a lăsat, Montessori a lăsat în urmă și foarte multe pentru copii. Mulțumim, Vio, pentru documentarul super. Vedeți de ce vă iubesc eu pe voi? Da. Păi, v-am zis eu, și deștepte, și frumoase, și da, ce să Da. mai, dacă laudă mă gură că ți-o dat friptură, dar nu-mi post. Dar nu-mi post. Auzi, Vio, trebuia să o aduc pe Sofie, pentru că Sofie a învățat despre Caterina Teodoroiu la istorie recent. Acum a dat și evaluare, deci știe Da, copilul. nu chinui copilul acum că îi facem test grilă. Știi cât de mult îi place istoria? Foarte, foarte mult. Îi place foarte mult istoria. Și mie îmi place, dar nu știu de ce eu nu am răbdare să citesc istoria din literatura română. Nu știu de ce mă obosește sau probabil autorii nu sunt. Deci, Dar. ți-am zis să-ți recomand Însemnările zilnice ale Reginei Maria și o să. Deci, aici multe, multe adevăruri despre care noi nu avem habar. Da, păi aștept să termin tu și mi-o dai și mie să o citesc, că Da. eu acum am cărți. Doamne, câte cărți am. Conversații cu Dumnezeu, 4 volume, merită. Luminița Toma, da, am citit-o acum vreo câțiva ani, cred. Am citit, da. Ne bucurăm, Ioana, că îți place subiectul. Da. Florina, bună, fetelor, am văzut un film cu Regina Maria și am rămas plăcut surprinsă de ceea ce a făcut ea prin feminitatea ei. Da, pe noi ca națiune îi datorăm totul Reginei Maria. Da. Da. Da, ne urmăresc fetele care spală vasele, care gătește, care tricotează, care Da. croșetează. Grupul vesel. Leontina, bună seara, am intrat pe telefonul fetei, că al meu s-a descărcat. Urmăriți-ne pe televizor, nu aveți posibilitatea, sau pe un laptop, pentru că o oră și jumătate vă dați seama, se descarcă telefonul. Dacă ați spălat vasele, vă iubesc mult și apropo, ce fire trebuie pentru fețele de masă? Da, Mise de am la mai rezervă. fost întrebarea asta a fost și mai sus. A fost și mai sus, da. Da? Da, sunt foarte multe comentarii și dacă nu reușesc să le văd. Da. Da, Dar mis. răspunde tu, Claudia. Da, mis de la Alize pentru fețele de masă, ce ar mai fi Vio? Da, cred că merge orice bumbac mercerizat din punctul Da. meu de Da, vedere. merge și Bela. Ați văzut cum am făcut eu Da, și Bela acea și. păturică. Toată lumea când am prezentat-o zice: băi, dar zice, eu uite ce frumoasă e ca și față de masă. Unde dă să o mai pun o dată? Da, vezi, eu am pus-o aici pe o măsuță. Da. Și firul Bela. Și o să mai urmeze, o să mai vină. Acum începe vară și o să mai aducem fire de vară, bumbacuri și toate alea. Ne bucurăm. Vă urmăresc Da. pe TikTok cu mare plăcere. Următorul comentariu, dacă vorbim așa de frumos despre cărțile citite, că mi-ați readus pofta de citit. Păi da, fetelor, despre asta este emisiunea asta. Noi nu vrem să vă împuiem capul numai cu tricotat și croșetat, pentru că pentru asta aveți cele două canale la care aștept să fac 30.000 de abonați. Violete, da? Violete Faci. Needles, da? Și Ia să tutoriale. verifică. Ia verifică, mă, câți abonați ai acum. Hai, spune Ei, exact. crezi că Intră s-au. pe telefon. Intră pe telefon. Bună seara, Mihaela. Da, Leon, acum Doi este. s-au abonat în plus față de. Doi? Doi. Doi, dar sunt buni și Deci ăștia. câți ai în total? 29.000? 605 bucăți. Deci, 605. de suflete frumoase și harnice. Da, și vrem să vă aducem în fiecare vineri, încercăm să abordăm anumite subiecte care cumva să ne relaxeze, să ne, în același timp să și învățăm ceva, că uite, documentându-mă despre femeile astea, am dat și peste altele și așa și m-a prins valul acolo și am citit foarte multe lucruri interesante și am găsit chiar astăzi o listă cu femei din România care au schimbat, 5 femei care au marcat istoria României. Așa, o să citesc, chiar am găsit articolul ăsta, Florica Sas din Transilvania, Smaranda Brăiescu, Magdalena Rădulescu, Sofia Ionescu și Sarmiza Bilcescu. Încă n-am apucat să citesc despre ele ce au făcut și așa, dar sunt foarte, foarte curioasă să văd despre ce e vorba. Pentru că eu n-am auzit numele astea și este păcat că noi nu știm eroii noștri. Noi stăm și dacă ar fi să îi întrebe pe români, 90% cred că știu lista cu cei mai buni
cântăresc de manele și da, în fine, ca să nu zic că sunt bune și alea, sunt frumoase și melodiile alea, dar avem alte valori. Acum și e păcat pentru că avem o istorie foarte, foarte frumoasă, avem niște povești de viață superbe care ar merita să fie transpuse în filme, în documentare și am vrea să aducem mai mult din... Da, ia din atentă, Vio, hai să zic o glumă. Bună, zic. Am citit iarna pe uliță, că toți suntem la lectură. Doamna profesoară, eu nu citesc nici vara pe terasă și vreți să citesc iarna pe uliță? Da. Hai să dăm în glume. Voi scrieți-ne aici niște glume bune. Deci, eu știu mai multe bancuri, dar sunt cam indecente pentru... Uite, nu e indecentă. Că mi-a zis unul că m-ar lua de nevastă, dar nu am toate țiglele pe casă. M-am urcat pe casă, le-am numărat și sunt toate acolo. Doamne, ce mincinos! Da, da, da. Ia scrieți-ne și voi. Da. Deci, am Leluța, eu fier de vară nu aduce magazin. Păi am acum Miss, am Diva, am Bella, urmează și alte bumbacuri. Este Diva Ombre, Diva Simplu. Da. Sunt fire de vară. Sunt. Aduc de toate. Da, din păcate iar Facebook-ul mi-a făcut o festă și n-au mers vreo două zile albumele cu poze. Nu știu acum dacă și-au revenit. Sper că și-au revenit. Da. Dacă nu, asta este. V-am zis și în live, o să-mi iau o săptămână de pauză de la tot ce înseamnă rețele de socializare și o să pun la punct site-ul și gata, site-ul, să termin. Da. Să termin cu pentru că tu ți-am zis să pierzi foarte mult timp. Foarte mult timp. Răspunzând la mesaje. Și așa acolo pe site, cine dorește să comande, pune în coș, vede exact toate lucrurile, stocul este actualizat ca automat în momentul în care se duc. Așa exact. Și tu poți să faci materiale ca acestea pentru emisiune, tutoriale, da? Să fii puțin mai liberă. Fac multe alte chestii, uite că da, este foarte greu să iei și comenzi, să vină, mai ales că tu și curierul vine, pregătește coletele. Multe. Sunt multe chestii de pus la punct, nu e chiar așa. Stocuri, furnizori, dar ne descurcăm noi cu toate, ne descurcăm. Hai să vă mai zic o glumă, apropo de serviciu. Șeful meu mi-a zis, crezi că poți să vii sâmbătă la serviciu? Știu că e weekend și poate ai planuri, dar am nevoie de tine. Sigur, nicio problemă, am zis. Dar e posibil să ajung mai târziu sâmbătă, după cum știi, e un trafic infernal. Ok, când crezi că o să ajungi? Luni. Da, asta e bună gluma, știi că te cheamă șeful. Așa e și română, nu pot să zic că nu. Eu am tot așa mulți prieteni și așa și am fost și eu corporatistă la vremea mea. Acum nu mai sunt din fericire. Și zic, știi cum te sună și seara și dimineața, muncești non-stop și sâmbătă și duminică și tot. Eu așa zic, dacă tu l-ai educat așa că îi răspunzi la orice oră, păi ăla o să te sune și noaptea și așa. Ia să vezi tu, că aveam un coleg care după ora 6 efectiv își lăsa telefonul de servici la birou și pleca acasă. El nu lua telefonul cu el. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru că o zi, două s-au supărat ăla, s-a supărat celălalt, până toată lumea a învățat că după ora 6 omul nu și-a telefonul la el și nu are de ce să-l mai sune. Exact. Și s-a obișnuit cu gândul de asta, noi trebuie să-i obișnuim pe ceilalți și atunci trebuie să îi adaptăm pe ei la ritmul nostru, nu ei să aștepte de la noi tot timpul. Uite, ne-a trimis și Claudia un banc. Wow, iubito, ce curată este casa astăzi! Ori a căzut internetul? Da, păi așa e. Păi era o glumă apropo de Claudia cu care și canal de gătit. Căci că vă dau eu o rețetă de pui, știi? Și apărea un pui acolo foarte negru și ars așa în poză și arăta, zice că băgați pui la cuptor și mergeți pe Facebook. Da, mergeți pe Facebook. Și vă iese perfect puiul, ars. Da, deci perfect, da. Am văzut, Claudia, rețeta ta cu burger. Mai termina cu rețetele tale. Nu știu, te mai oprești din gătit sau gătești toată ziua? Mai vrem unele de dietă, așa? Eu când le văd acolo, mi se face poftă. Nici nu mai intru, că mă enervează. Nici nu mai intră. Ce bunătăți postează. Fii atentă că am mai găsit una, asta îmi place. Doi prieteni discută. Știi care este deosebirea dintre nenorocire și catastrofă? Dar ce, nu e același lucru? Nu! Dumneata te uiți la televizor? Știi candelabrul ăla uriaș de cristal din Camera Deputaților?
Dacă ar cădea pe politicieni, ar fi o catastrofă, nu? Da, așa. Știi? E, nenorocirea e că nu cade. Asta e bună, e foarte... Auzi, dacă ar fi să pice, probabil că ar putea să fim și noi liberi. Că uite, cu atâtea restricții și cu toate măsurile astea pe care le-au luat degeaba. Deci incompetența e la cote maxime. La cote maxime. Nu lucrăm în ce direcție trebuie. Deci e tare asta, nu? Dacă ar cădea pe politicieni, ar fi o catastrofă, nu? Da, și nenorocirea e că nu cade. Ia, fii atentă că am mai găsit una. Doi bărbați discută despre nevestele lor. Eu am ajuns în sfârșit la o înțelegere cu soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea. Și sunteți mulțumiți? Bineînțeles, o zi bem, o zi mâncăm. Și că românii vaccinați vor purta în continuare mască ca să, da? Ca nu cumva să le dea imunitate și altora. Da. Deci că a apărut noua tulpină românească de coronavirus. Ai gust, ai miros, da. Dar n-ai chef de muncă și parcă ai bea ceva. Deci asta e. E bun. Și că Claudia acum postează rețete de post. Doamne ajută, Claudia. Da, post, dar să nimic, deci vreau niște rețete să nu implice nimic prăjit. Să fie ceva să fac, adică chiar de-aia, și dietetică, și de post, adică și frumoasă, și de vreme acasă. Aolo, dragul meu, cred că mașina noastră are apă în motor. Draga mea, tu măcar știi unde este motorul? Da, în mașină. Și mașina unde e? În lac. Iar să știi că eu eram odată să cad cu mașina în lac. Oh, Doamne. Ia zi, ai găsit și tu ceva? Da. Iubitule, ce ți-ai dorit de ziua ta? Păi, pe tine, frumoasa mea. Eu vorbesc serios, mă gândeam la ceva care să fie numai al tău. Ai, doamne, vă ținem de... Păi că mai stăm, uite, avem o oră și 21, da? Și până la și 30, hai de vio, să le spunem glume. Păi le zice. Asta nu că e sadică, stai așa, mai căutăm. Și că o găină ne întreabă. Ce mă, vă închid și pe voi seara și vă dau drumul dimineața? Da. Ați ajuns ca găinile, nu? Ascultă, găina este mai norocoasă, da? E mai norocoasă. Găina, dacă vrea să se ducă în parc, să respire aer curat, se duce fără mască. Dar noi eu asta nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Sunt de acord să port, că uite, ai colon cu pandemia, sunt de acord să port mască când intrăm în magazin, în spațiile închise, dar dacă eu mă duc, vreau și eu să mă duc aici, în parc, ce parc am în apropiere? Parcul Titan. Și este lacul ăla frumos. Deci nu e nimeni în jurul meu și eu trebuie, păi de ce? Că eu vreau să iau aer, vreau să-mi formez imunitatea. Vreau dacă păstrezi distanța socială, nu văd nicio problemă. Pe asta zic și eu. Da. Da. Aseară am rămas uimit. Văzând câte sticle de vin în cap într-un singur pahar. Oh, multe, nu? Da. Aoleu. Abia aștept salariul să mă sparg în figuri. Dar știi de ce? Că fac o salată de roșii și verdeți în românești, iar de restul iau o pâine. Băi, apropo, mă, tu ai văzut cât costă o salată? Cât costă o salată la tine în Piața Viu? Ai, crezi că știu că ce am mai cumpărat de mult salată? Am mai luat eu niște roșii zile trecute și puteai să spargi, să bați cuie cu ele. Da. Și cât e un kilogram de roșii? Faci credit să ții? Da, păi, da. Ai de capul meu. Ia, mă. Că la începutul anului în rezervor intra motorină de 70 de euro. Acum intră de 90 de euro. Știe cineva până la ce vârstă crește rezervorul? Da. Până la ce vârstă? Da.
Alina, puneți o publicitate un pic și continuare la emisiune până la 21. Păi nu că trebuie să mâncăm și noi ceva. Ia zi, Vio, ce... Eu am aici mai multe, dar nu pot să le spun. Păi și eu, să știi că și eu citesc acum. Chiar nu pot nici, o râd ca... Da. Hai să găsim una care... Deci că sună un tip la poliție. Mi s-a furat mașina. Dimineața când m-am trezit nu mi-am găsit mașina, ci numai husa. Dar ce mașină era, domnule? Un Tico. Ați scuturat bine husa? Păi cât e de mică. A, stai că asta e bună. Cu ce vă ocupați, doamnelor? Activități agricole online. Păi cum adică activități agricole online? Păi da, bat câmpii pe Facebook, apropo de grupurile astea pe Facebook, de se bate câmpii la greu, deci nu. Cică, alo, mama, ăsta al meu nu vrea să mănânce fasolea. Aolo. Păi spune și tu, cât de mult ți-a luat să o gătești? Păi ce, trebuia fiartă? Aolo, săracul. Așa, ai fetelor, mai sunteți? Da, mă, da, ne ascultă pe noi, ia fi atentă. O tipă să urcă în taxi și îi spune șoferului: vă rog frumos să conduceți preventiv, că sunt mama a 8 copii. Taximetristul se întoarce și îi răspunde: dumneavoastră vorbiți despre prevenție? Vai. De ce te-ai despărțit de prima nevastă? Pentru că nu-mi făcea copii. Am înțeles, dar de-a doua? Păi îi făcea fără mine, mă. Săracul. Rodica ne zice, ia Rodica, stai să afișez. Clau, când o da căldura ne întâlnim în par să lucrăm la proiectele noastre? Ne întâlnim, da. Eu am aici aproape, eu stau în sectorul 4 în București și am lumea copiilor și sunt așa niște, căsuțe frumoase, foarte frumos. Multe, multe căsuțe și cu măsuțe. O să mă duc eu într-o dimineață să văd ce și cum, ce mai e pe acolo. Un preot este tras, stai așa, preot este tras pe dreapta de poliție. Ce ai, mă, în sticlă? Apă. Polițistul verifică conținutul sticlei. Părinte, dar aici este vin. Binecuvântat fie bunul Dumnezeu și miracolele sale. Auzi, când eram eu mică și mă duceam să mă împărtășesc, aveam un... Deci preotul nostru cred că o trăgea cu așa. Deci în momentul în care se apropia de mine, mă, mirosea vin, mă îmbătam și eu. Eram mică, ții minte. Ia zi că asta acum se numește dezinfecție, da? Ia zi. Acum nimeni nu bea. Acum toată lumea se dezinfectează doar. Să știi. Normal, da. Toată lumea se dezinfectează. Fii atentă, două femei în vârstă stăteau de vorbă. Mi-am luat un dispozitiv de auz nou. Și cât a costat? Joi dimineață. Săraca. Joi dimineață. Că dacă vreodată sari și cu parașuta și nu ți se deschide, relaxează-te și admiră peisajul. Altă ocazie, nu ai prins. Auzi, ai zburat, te-ai dat cu parașuta vreodată? Nu, dar vreau, asta e unul dintre visurile mele. Să știi că și eu vreau. Da. Apropo de, și eu vreau, îmi doresc foarte, foarte mult. Cred că o să-mi stea inima acolo, dar trebuie să o fac o dată în viață. Când am fost în Grecia acum vreo 8 ani, ne-a tras așa frumos cu șalupa, știi, cu parașutele alea. Mamă, și era o senzație, dar eram foarte aproape de apă. Ia zi, ai mai găsit ceva? Da, am găsit ceva, dar sper să fie decent așa. Ia, hai zi. O văd pe nevastă să acum pleacă la amant. La vreo jumătate de oră bat la ușă. Iese un tip drăguț, frumușel și așa, ridic ochii și o văd pe-a mea, cu părul zburlit, cu celulită, cu așa, cu vergeturi. Băi, mi s-a făcut o rușine față de omul ăla. Cred că am găsit și eu una, dar stai că mai sunt 2 minute, fii atentă. Ea avea 18 ani. Hai că o zici pe urmă, ascultă!
Da. Ea 17 ani, el 30, erau singuri. Ea știa ce va face el acum. El s-a plecat ușor asupra ei, ea a început toată să tremure. Mi-e frică, a șoptit ea. Să nu-ți fie frică, a spus el. Apoi i-a extras dintele. Hai mă că era un dentist. Stai că m-am prins. De ce e interzisă circulația în România între orele 22 și 5 dimineața? De ce mă? De ce? Că vreau să aflu. Vor să asfalteze, mă. Vai, asta era. Asta era. Eu cred că așa o să ne mai țină încă 20 de ani până asfalteze. Eu cred că vor să facă autostrada aia lui, cum îl cheamă, mă, pe ăla, pe fostul primar ăla care a ajuns și la pușcărie. Opresc cu autostrada aia suspendată, mă. Deci că Pfizer a anunțat că o să scoată în curând și un vaccin împotriva vaccinului AstraZeneca. O să ne. Uite, o întrebare serioasă, stai mă puțin. Da. Mădălina te întreabă, există posibilitatea să trimiteți cutiile surpriză și în străinătate, mai precis în Viena? Da, există posibilitatea, vă înscrieți pe listă, plata se face în avans și trimitem, facem calcule poștale, numai să avem toată adresa, toate datele. Da. Și uite, ieri a ajuns o cutie în Italia, da. Adresa emisiunii, vise împletite cu Vio și Clau, cu punct între aceste cuvinte, pentru că Vio nu a găsit altă adresă disponibilă, aron@gmail.com. Păi n-am vrut să fie, știi cum e, și frumoasă, și lungă, și de deșteaptă. Și de vreme acasă nu se poate. Daniela, acasă. Sunteți minunate, mulțumim frumos, Daniela. Mulțumim. Hai că mai stă un minut. Una singură și gata, haide, zi, da. Ultim. Zi. Că nu vă mai plângeți, mă, atâta de restricții. Că oricum pe cei mai mulți dintre voi nu vă lăsau, mă, nevestele să ieșiți după 22 din casă. Da. Da. Și că, doamnă, ați parcat pe locul rezervat persoanelor cu dizabilități. Știu, am sânii mici. Săraca. Doamne. Și că dacă nu-ți place locul de muncă, fă un împrumut la bancă și o să înceapă să-ți placă. Oho, când va trebui să dai înapoi cu... Și mai fă unul și o să începi să-l iubești și pe șeful. Și dacă te și căsătorești, o să înceapă să stai și peste program. S-a dus viața, da. S-a dus. Bun, fetele, hai că închidem. Vă mulțumim pentru că ați fost și în seara asta alături de noi și vă așteptăm vinerea viitoare la 19, când cu siguranță Vio nu o să-și mai strângă lăcrimioarele în păhărel, pentru că trebuie să ajungem la 30.000 de abonați. Da? Da. Să putem să sărbătorim. Uite, mă, mi-am luat și o pahar de șampanie. Am și șampanie. Deci vinerea viitoare musai. Uite ce ne zice Elena Sava, că se spune că râsul ajută la imunitate. Păi în seara asta chiar că ne-am imunizat. Da. E cel mai bun vaccin. Vise împletite. Da. Niciun Pfizer, niciun AstraZeneca. Lansăm și vaccin. Dar nu plecați, că vă arăt la final încă un proiect de-al meu. Încheiem seara asta că vă mai arăt un proiect cu sud. Un videoclip și să vă dorim o seară minunată. Vă mulțumim că ați fost alături de noi într-un număr atât de mare și vă așteptăm în fiecare vineri la ora 19, dar vinerea viitoare, chiar dacă nu vă abonați, chiar nu mai fac emisiune. Chiar nu mai fac, gata. Îmi iau jucăriile și plec acasă. Vin eu, fetelor, nu vă las singure, că eu trebuie să râd, nu pot să supraviețuiesc altfel. Hai, Vio, bagă. Bag ultimul, închidem. Seara frumos, vă arăt o fustiță. Fustița asta am cus-o pentru mine și am purtat-o la un singur botez, că eu de obicei îmi fac rochile doar pentru un singur eveniment și după aia ajung la cadou. Asta înseamnă să fii mafiot. Seară frumoasă, fetelor, vă pupăm și vă așteptăm și săptămâna viitoare.